Asta. Da, mi-am băgat reclam. Bun. În primul rând, după ultimul update ce l-a făcut Fortnite, s-au băgat și niște piele de skin-uri sau nu știu cum vreți să voi să numiți skin-uri care nu au culoare, gen nu sunt pentru item shop, nu sunt pentru nimic. Și atunci toți leakerii ăștia au tras concluzia că... Adică n-au un tag de item shop. Exact, n-au un tag de item shop și atunci toți leakerii ăștia au tras concluzia că sunt skin-uri gratis pentru utilizatorii, de pentru jucători, în fine. Și vreau să încep cu skin-ul ăsta. Nu, că trebuie să-i dau click la lui, parcă nu pot. Deci, practic... Taci-mi odată. Deci, vai, acum poți să vorbești. Ăsta e unul dintre skin-uri care se presupun a fi free. După cum bine vedeți, are legătură cu galaxia, are legătură cu sezonul... Cu tematica sezonului. Exact. Are legătură cu Samsung Galaxy, după cum și bine știți. Și cu The Last Reality. Și cu The Last Reality. Samsung lansează un telefon nou. Acum, nu știu, probabil ori să fie skin-ul special pentru cei care își cumpără atunci un Samsung, ori o să fie un turneu care doar ăștia de pe Samsung, unde doar ăștia de pe Samsung pot să participe. Eu zic că o să fie cum a fost și la Galaxy și la Iconic. Cumperi telefonul și ți-l dă la Princess. Da, da, mai știi că înainte se putea face și ăsta aia, mergeai la Vodafone sau orice rețea de asta. Nu are cum să fie gratis, e prea mișto. Au mai fost skin-uri mișto, game over, pentru Samsung, gen astea Galaxy, cu tematică Galaxy. De exemplu, Iconic. Iconic, da. Așa, momentan, părere la skin-ul ăsta. Dacă e legat de skin-ul ăsta, Remizi. Doar de skin-ul ăsta, momentan. Deci, practic, dacă skin-urile nu au un tag în item shop, ele nu sunt gratis. Și cel mai probabil o să fie gratis pentru unele dispozitive sau pentru pack-uri. Da, exact. Da, și o să fie de PC, mai este o opțiune. Skin-ul ăsta e urât. Și skin-ul ăsta de care întreabă toată lumea, care ăsta e un skin la fel de free. Și să stați să vă arăt și pickaxe-urile și restul. Vorbește, Amy. Acest skin este o recolorare la un alt skin de 1200, care este tot la fel o vulpe, doar că portocalie. Aceasta este o vulpe albă, în caz de n-ați observat, da. Ele nu au un tag de item shop și ultima dată când a fost băgat în fișiere un skin care nu a avut un tag de item shop a fost skinul acela de lavă gratis. Și la fel s-a întâmplat și cu skinul din Winterfest. A fost băgat în fișierele jocului fără un tag de item shop. Când îl dă, o să îl dea cel mai probabil curând prin Reboot Really. După cum bine știți, ăla... A mai fost un skin gratis la Reboot Really. Da, și dacă țineți minte, skinul Blaze, care a fost la 200 de V-Bucks pe shop, au fost niște quest-uri vara trecută și dacă le făceai, primeai skinul gratis. Practic gratis, 200 de V-Bucks. Și probabil ca skinul ăsta să fie acum, în câteva zile, să-l bage pentru Reboot Really. Așa că trebuie să joci cu un player, cu un prieten care nu a mai jucat de o lună de zile sau să fie un cont nou, gen. Dar ce aducem, da. Noi cum facem? Nu știu, ne facem cont nou. Cont nou? Ce am? Păi, deci facem băiatul. Te joci după contul lui. O să fie Reboot Really, un sistem de joc, trebuie să joci cu un prieten cu care nu a mai jucat de 30 de zile sau un cont nou. Și atunci tu, dacă aveți niște misiuni, aveți misiuni în comun, voi, știi? Și atunci trebuie... Minte că și în chapter 3 s-au mai făcut două evenimente din acesta de Reboot Rally. Habib, poți să pui tu skin-ul ăla tu și mă dă tu prezinte lobby-ul, te rog frumos. Care skin? Ce lobby? Ăla, Xander, Xander, lobby-ul din Fortnite, să le prezentăm și pe ăla altul tău. L-ai pe Xander, l-ai. Când ni le dă, urmează zilele viitoare să ni le dea, să ni le dea, să ne dea Reboot Rally și să, ulterior, să facem rost de skin. L-ai mă, Habibi. Xander? Xander? Da, sunt free, Alessio. Ăsta-i pickaxe-ul chat pentru skin. Așa, și nu știu dacă am toate accesorii. Nu cred că vă interesează Backbling, nu vă interesează, nu? Sunt două, unul probabil să fie pentru Samsung Galaxy și pentru cei care au Samsung. Mua, Bibi, atât de greu să pui XA acolo în bara de search. Și skin-ul ăsta e pentru toată lumea, pentru Reboot Really. Deci, chit că joci de pe PlayStation, de pe Xbox, de pe telefon, e pentru toată lumea atâta timp cât tu faci misiunile alea la comun cu prietenul tău cu care ai mai jucat de 30 de zile, da? Mă dă caută Xander la locker. Ăla, chi prost rău, Habibi ăsta și nu știe să caute. Care, mă? Xander, nu Lexa. Skin-ul ăsta off la Reboot Really. Păi ăla dacă nu l-am luat, că mai am și eu unul. Păi l-am făcut cu nope, cum nu l-ai luat? Îl vedeți, chat? Ăsta a mai fost tot la fel gratis în tot în chapter 3, sezonul 3 a mai fost gratis. Și uite-te la mine în lobby. La noi în lobby. Ah, și skin-ul ăsta, da.
Asta, deci, a fost gratis, începe 311. Deci practic sunt, eu zic că se merită să faci niște amărâte de misiuni, practic skinurile sunt free și n-aveți absolut nimic de pierdut. Chiar n-avem nimic de pierdut. Probabil o să le putem lua la următorul update, care o să fie pe 28 sau chiar mai repede. Da. Și pentru cei care au Battle Pass-ul, nu uitați că skinul secret, care nu este secret, Geralt, apare în 4 zile cu un set de misiuni. Ia să vedem unde e Geralt. Ăsta? Ăla. A scris deja Comic Sun, ar trebui să apară. A, 4 zile. E în 4 zile.